Suntem în 1983, iar David se duce să-și trezească fiul de 8 ani, care întârzie la școală. Băiatul nu reacționează la vorbele lui, iar când David se duce să-l verifice, este șocat să constate că Eric nu se mișcă și că face spume la gură. Disperat, David îl duce imediat la spital, doar pentru a descoperi un haos total. Se pare că toți copiii din oraș trec prin același lucru. Medicii și asistentele nu știu ce se întâmplă, dar părinții continuă să ceară explicații. În acel moment, un reporter de la televizor informează că acest lucru se întâmplă în întreaga lume, cu fiecare copil sub Anii. Oficialii guvernamentali încearcă să obțină sfaturi de la oamenii de știință, dar nici ei nu au idee ce se întâmplă. Dintr-o dată, toți copiii din spital încep să tremure, iar părinții sunt nevoiți să-i pună la pământ, deoarece ochii încep să li se întoarcă pe spate. Trec 10 ani și încă nu există răspunsuri sau un leac. Copiii afectați continuă să crească, dar nu se trezesc niciodată din această comă ciudată, iar fiecare copil născut după 1983 ajunge în această stare. Experții spun că omenirea se confruntă cu extinția și sunt create noi legi pentru a opri pe oameni să încerce să facă copii, ceea ce face ca populația lumii să fie și mai mică. De asemenea, lumea trece printr-o criză economică, școlile se închid, iar multe străzi sunt pur și simplu goale. Într-o dimineață, Tom sosește în oraș pentru a-l vizita pe fratele său David, care nu se bucură prea tare să-l vadă. Tom a fost la închisoare pentru că au ucis un tip în timpul unei bătăi într-un bar, iar acum, că este liber condiționat, vrea să-și refacă relația cu familia sa. David este sceptic, dar este de acord să lase pe Tom să doarmă pe canapea. Apoi Tom îl verifică pe Eric, care acum este mai în vârstă, dar încă în stare catatonică. David are mare grijă de el, asigurându-se că îl hrănește și care în cameră toate aparatele medicale necesare pentru orice eventualitate erau foarte scumpe, iar David a folosit doar banii pe care noi a avut pentru cadouri de Crăciun, cadouri de ziua de naștere și pentru facultate. David este sigur că fiul său se află încă în acel corp înghețat și știe că se va trezi într-o zi. În timp ce David îl ține pe în camera copilăriei sale, alți părinți preferă să-și lase copii cu medicii. Școlile goale sunt folosite pe post de spitale secundare pentru a avea grijă de toți catatonicii, iar nutriția le este administrată prin catetere. Una dintre asistente este gin care se întâmplă să fie și fosta soția lui Tom. Când se întoarce acasă după serviciu, îl găsește pe Tom așteptând în timp ce citește o carte. Jean nu se bucură să-l vadă, este încărănită pentru că a exclus pe toți după ce a fost arestat. Ea nu are nicio intenție să-l asculte și intră în casă, ignorându-l. Înapoi în școală, toate asistentele se să străduiesc să-i mobilizeze pe cei catatonici. Se pare că de două ori pe zi, exact la aceeași oră, copiii au crize care îi fac să tremure ca nebunii. Acasă, același lucru se întâmplă și lui Eric, așa că Tom îl ajută pe David să țină fiul jos. David spune că este din ce în ce mai greu să facă acest lucru, ceea ce implică faptul că Eric devine mai puternic. A doua zi, la secția de poliție, șeriful Cole îi mustră pe Kip și Claire pentru că au intrat prin efracție în casele oamenilor. În acel moment apare Tom, deoarece Cole este ofițerul lui de liberare condiționată și trebuie să-l verifice periodic. Tom îi observă pe cei doi adolescenți, iar Cole explică faptul că iau 19 ani, ceea ce înseamnă că au reușit să evite incidentul de acum 10 ani, având o zi de naștere mai devreme. Majoritatea adolescenților de vârsta lor au plecat în orașul mare, dar cei doi rămân în același orășel pentru a intra în casele oamenilor și a vorbi cu copii catatonici. Pe drum de întoarcere, Tom se întâlnește cu Sam, fratele lui Jean, care vrea să știe de ce Tom a ucis un tip într-o bătaie stupidă într-un bar. Tom refuză să răspundă și pleacă. În acea seară la școală, un doctor se uită la știri pentru a afla despre protestele împotriva legilor ONU privind întreruperea sarcinii. Este atât de distrasă încât nu observă că puștii și întorc capetele și se uită la ea, iar când în sfârșit își ridică privirea, aceștia sunt din nou în poziția lor obișnuită. Acasă, Tom urmărește și el cum protestele devin violente și află că persoanele care încearcă să rămână sarcinate vor fi

companiile de asigurări medicale acoperă chiar și costul integral al tuturor măsurilor de prevenire a nașterilor. În acel moment, David observă că Tom a citit cartea, așa că Tom îi explică faptul că îl ajută să înțeleagă mai bine concepte, precum familia și credința. David îi mulțumește lui Tom pentru că l ajuta cu Eric, iar Tom se oferă de asemenea să facă reparații prin casă, înainte de a împrumuta cartea lui David, sublinind că este vorba și despre speranță. David are atât de multă nevoie de speranță, încât o termină într-o singură noapte. Mai târziu în acea noapte, un medic intră în sala de sport și este șocat să vadă că toți copiii stau în picioare și zmulcă teterele. Țipând, ea încearcă să fugă, dar își găsește drumul blocat. Revenind la Tom, acesta se trezește și descoperă că televizorul afișează sistemul de alertă de urgență. Îngrijorat, se duce să vadă ce face Eric și găsește camera goală. Se duce imediat să-și avertizeze fratele, dar când se apropie descoperă că acesta a fost ucis cu ajutorul ceasului. Brusc, Eric apare în spatele lui Tom și încearcă să-l atace, așa că Tom trebuie să se apere cât mai bine, fără să-și rănească nepotul. În timp ce se luptă prin toată camera, apare Sam și lovește pe cu o cheie de cauciuc, însă Eric nu se lasă deranjat și l atacă și el pe Sam. După câteva lupte, Sam reușește să-l arunce pe pe fereastră, făcându-l să ajungă în grădină împreună cu fierul de călcat. Apoi Sam îl informează pe Tom ca auzi la radio când toată lumea se trezește copiii, dar și că sunt foarte agresivi. După ce acoperă trupul fratelui său și și-a cartea, Tom fuge cu Sam, care se duce în grădină pentru a găsi fierul de călcat. Dintr-o dată este atacat de Eric, care are doar un picior rupt și câteva zgârieturi. Sam se luptă împotriva lui și Ușește să scape, doar că Eric începe să vomite sânge și cade. Sam furios vrea să-l termine, însă Tom verifică că Eric este în sfârșit mort și îl convinge pe Sam să plece împreună. Când se urcă în camion, descoperă că radioul nu mai funcționează. Câteva clipe mai târziu ajung la școală, unde găsesc o persoană moartă pe jos, cu fața deformată. După ce iau cheile, o iau pe scări, unde sunt atacați de doi adolescenți. În curând începe o bătaie, dar înainte ca lucrurile să devină urâte, apare Kip și Clara. În timp ce Tom își lovește adversarul cu capul pentru a-l îndepărta de el, Kip se ocupă de tipul care îl atacă pe Sam și împreună îl doboară și pe acesta. Apoi Kip spune că adolescenții cred că el și Claire sunt ca ei, de aceea nu sunt atacați și se mișcă fără probleme. Se duc pe coridor pentru a distrage atenția adolescenților care se apropie, astfel încât Sam și Tom să poată merge în sfârșit la etaj, unde lumina începe să se comporte ciudat. În acel moment văd umbrele care se apropie, așa că se folosesc de chei pentru a se ascunde în spălătorie. Acolo găsesc câteva persoane ascunse, inclusiv un doctor care are o hemoragie internă. Grupul spune că a sunat la poliție, dar Sam și Tom nu au văzut niciun polițist pe drum. Tom află că și gin se află în clădire și că a ieșit din cameră prin gurile de ventilație pentru a căuta provizii. Ignorând avertizmentele lui Sam, Tom intră și el în gurile de ventilație pentru a se duce după ea. Sam verifică fereastra și vede pe adolescenții înfiorători care se adună afară și se întorc brusc. În timp ce Sam se mișcă și se întreabă dacă a fost văzut, o asistentă anunță că doctorul este mort. Auzindu-i pe adolescenți venind pe coridor, Sam decide că trebuie să evadeze și fac o frânghie lungă din cearșafuri pentru a putea coborâ. În timp ce grupul coboară, adolescenții ajung la ușă și încep să o zgâlție, așa că Sam le face semn cu degetul înainte de a coborâ și el. Cu toate acestea, muncitorii sunt găsiți de un alt grup de adolescenți înfiorători și Sam îi aude țipând în timp ce sunt uciși, așa că se oprește din mișcare. Dintr-o dată, cineva începe să tragă de cearșafuri, așa că Sam disperat se urcă din nou în spălătorie și încearcă să dezlege cearșafurile de țiavă, făcând ca o muncitoare care încearcă să se întoarcă să cadă în golă. Apoi se aude o șoaptă ciudată, iar Sam se întoarce și găsește un adolescent înfiorător care îl atinge pe doctorul mort. Între timp, Tom continuă să se tărască prin gurile de erisire și își găsește drumul blocat de un adolescent înfiorător. Înainte de a-l putea ataca, adolescentul leșină și Tom vede că i a făcut o injecție. În acel moment aud un zgomot, așa că se grăbese să iasă din ventilație și ajung în camera de aprovizionare cu medicamente, unde Tom are grijă să blocheze gaura. Ulterior, duul merge pe hol și vede o mulțime de sânge și din spălătorii urma de sem, care este acoperit de sânge, pentru că trebuie să o ucidă câțiva. Treul continuă să meargă și de peste Kip și Claire, care se ceartă despre cum să procedeze. Kip vrea să se alăture grupului lui Tom, dar fata crede că adulții sunt cei care au provocat toate astea. Ei pleacă împreună și se întâlnesc cu Cole, care a trebuit să împuște și el un zombie. Ei sunt de acord să lucreze împreună și în timp ce se apropie de ieșire, un paznic al școlii sare pe Claire cu intenția de a-i face rău. Tom îl face să vadă că ea nu este unul dintre copiii înfricoșători, dar tipul se comportă urât, iar Tom îl împinge pentru a salva pe Claire. Paznicul se aruncă împotriva inamicului și este imediat luat de hoarda care se apropie. În acel moment, Claire începe să facă zgomote și Kip este devastat să realizeze că ales să fie una dintre ei, așa că grupul lui Tom trebuie să plece fără ea. Când reușește să iasă afară, încearcă să împingă ușa pentru a împiedica pe adolescent să scape. Ofițerul Neita și soția lui Cole, Nora, așteaptă în apropiere, dar și ei sunt atacați. Un adolescent sparge geamul mașinii și o apucă de cap pe Nora, în timp ce Neitan împușcă un băiat în număr, doar pentru a începe o bătaie. Adolescenții din școală sparg geamul pentru a ajunge la adulți, așa că Gin încuie ușa și în cele din urmă fugă. Cole împinge imediat inamicul de parte de soția sa, iar Tom îl ajută pe Nathan, în timp ce Sam se grăbește să ajungă la camionetă, dar pentru că o fată să sară pe el și se i rupă piciorul. Gin furioasă o împinge rapid de la pământ și începe să o bată până când fata moare. Brusc, guarda sparge în și începe să iasă, așa că grupul se urcă în vehiculul lui Cole și pleacă. În cele din urmă reușește să se ascundă în biserica locală, unde blochează ușa, în timp ce Gin încearcă să se ocupe de rana lui Sam. Durerea este insuportabilă, așa că este nevoită să injecteze niște medicamente pentru a-l calma. Tom decide să verifice restul clădirii pentru orice eventualitate, iar o fată lovește din spate. Ceilalți aud un zgomot și vin să investigheze, doar că îl găsesc pe Tom sufocând o pe fată pe jos. Cole este îngrozit să vadă că este fica lui, Alexis, așa că decide să o lege în schimbă. Apoi, Nora încearcă să se apropie de fica ei, dorind să aibă grijă de ea, dar Nathan și Cole opresc imediat, amintindu-i că nu mai este cu adevărat Alexis. Ceva mai târziu, predicatorul local apare în fața bisericii, doar pentru a fi capturat de către adolescenți. După o mulțime de lupte, aceștia îl țin la pământ și îl înconjoară în cerc, în timp ce un băiat se târăște peste el pentru lucide. Se aude o șapte înfiorătoare pe parcursul întregului proces, ca și cum acesta ar fi un ritual pentru ei. La biserică, Tom îl întreabă pe Chip de ce credea clar că adulții au provocat toate astea. Kip explică faptul că copiii s-au culcat pentru că nu au putut suporta lumea oribilă pe care adulții au făcut-o pentru ei, iar ei s-au trezit pentru a face în sfârșit lumea pe care o doresc. De asemenea, el explică faptul că predicatorul a demisionat acum 2 ani și nu a spus niciodată de ce, dar a găsit jurnalul cu ultima chestie pe care a scris-o. Preotul a spus că a visat cum copiii, iar descrierea se potrivește exact cu ceea ce s-a întâmplat cu câteva momente în urmă. Jurnalul mai spune și ceea ce șopteau adolescenții. Dacă cineva oferă sufletul copilor, va fi salvat de rai. Ulterior, ei găsesc câteva conserve cu mâncare și decid că vor încerca să ajungă la baza aeriană. În timp ce toată lumea este ocupată să se pregătească, Nora se apropie de Alexis și o dezleagă doar pentru a fi ucisă de proprie fică. Col vine în curând să o caute și Alexis încearcă să-l atace, iar el nu are de ales decât să-și împuște fica în legitimă apărare. Durerea de a-și pierde întreaga familie în câteva secunde îl face pe Col să-și ia viața. Între timp, Claire părăsește hoarda și se întoarce Întoarce la casa ei, unde o găsește pe mama ei moartă în cadă. După ce grupul este gata, părăsesc biserica și încearcă să se urce în vehiculul lui Cole, dar Tom găsește piese de mașină pe jos și devine suspicios. În timp ce grupul se întoarce înăuntru, el cercetează toate mașinile din zonă și descoperă că toate sunt stricate, ceea ce înseamnă că copiii învață. Când Tom se întoarce la biserică, ei ajung la concluzia că pentru a acționa de repede, ei trebuie să aibă o minte de stup pentru a împărtăși informații. Tom crede că mașina lui David ar trebui să fie în siguranță în garaj, așa că el, Jean și Kip, părăsesc biserica pentru a recupera. Imediat ce trio-l pleacă, Nathan și Sam văd niște umbre afară și brusc, ușa este împinsă de adolescenți înfricoșători. Câteva momente mai târziu, grupul lui Tom ajunge la casa lui David. În timp ce Kip se duce să caute cheile înăuntru, Jin și Tom sunt abordați de o fată înarmată, care aproape că îi împușcă, dar Claire o ucide prima. După ce se reîntâlnește cu Kip, Claire confirmă că o arda afla despre arme și că tot se înarmează. Cei patru pleacă cu camionul lui David, dar când ajung la biserică este prea târziu. Nathan și Sam sunt morți, iar întregul loc este un dezastru. Jim folosește doar câteva secunde pentru a se întrista înainte de a insista că trebuie să plece. Grupul se pregătește să părăsească orașul, dar deodată cineva deschide focul asupra lor și descoperă că doi adolescenți au blocat drumul. Mașina se oprește atunci când anvelopele sunt împușcate și Jim furioasă iese din el și împușcă pe amândoi fără ezitare în de răzbunare. Unul dintre băieți suferă în timp ce sângerează pe jos, iar Jim îl împușcă din nou. Apoi Tom vrea să înceapă să pună jos bariera, dar Jim vrea să meargă la biroul șerifului pentru a obține mai multe arme, spunând că trebuie să ucidă pe adolescenți pentru a avea o șansă de supraviețuire. Urmează o ceartă, și tocmai atrage atenția lui Jim că își pierde mințile din cauza răzbunării, dar Jim îl aude și pleacă. Claire urmează imediat, iar Kip urmează pe Claire, așa că Tom rămâne singură. Acesta începe să se îndrepte spre ieșirea din oraș și când se așează să se odihnească, citește din ultima pagina jurnalului, dând o idee. Între timp, trioul ajunge la biroul șerifului, care este acoperit de plastic din cauza renovărilor. Sala de armă este plină de adolescenți, așa că trioul se duce în vestiar, dar nu este nimic util acolo. Cum Claire încă arată ca unul dintre ei, se oferă voluntar să fură niște arme. La început se preface că ajută să împacheteze armele, iar când ceilalți sunt distrași, începe să ascundă o armă pantaloni doar pentru a fi prinsă. În acel moment, Chip aude o împușcătură și se duce să o caute pe Claire, găsind o sângeră în pe jos. Un adolescent îl atacă brusc și începe o bătaie, iar Kip ia o armă pentru a-l dobori pe puști. Din nefericire, o fată îl împușcă brusc din spate, care la rândul său este doborâtă de Claire. Apoi, Chip se duce lângă Claire, astfel încât să se țină de mână și să moară împreună. În vestiar, Gin este și abordată din spate. Câteva momente mai târziu, Tom ajunge la birou și găsește cadavrele cuplului. Deodată, cineva s a repel și cat pe jos, dar este doar Gin, care explică că faptul că a trebuit să-l ucidă pe adolescentul din spatele ei. Tom o trage imediat afară și vor să părăsească orașul, dar cu sunt înconjurați de hoardă. În loc să atace, Tom îi spune lui Gin să aibă încredere în el și o pune să se așeze pe jos, în timp ce cere să se gândească la amintiri fericite și pline de speranță cu ochii închiși. Apoi pune pagina de jurnal în mână și se îndreaptă spre copii, spunând că este pregătit. Un copil le atinge fața lui Tom și șoaptele încep să răsune în jurul lui Gin, care nu deschide ochii până când șoaptele nu se opresc. Spre surprinderei, au dispărut cu toții, neștiind ce altceva să Gin se întoarce acasă și face un duș pentru a scăpa de sânge. Apoi citește pagina de jurnal, realizând că Tom a urmat instrucțiunile pentru a ajunge în rai. Curând, poarda apare în jurul casei, dar Gin nu reacționează și nici copiii, care poartă cartea lui Tom plină de speranță. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!